Centrul Meteorologic Transilvania în Sud avertizează la rândul său că este risc însemnat de avalanșe de gradul 3 pe o scară de la 1 la 5. Pot să apară în special la peste 1800 de metri altitudine. În Ceahlău și Vlădeasa este risc mai mic de avalanșe de gradul 2. Cel mai mare strat de zăpadă de la o stație meteo din zona de munte este acum de 73 de centimetri la Bâlea Lac, la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș. Avem un strat vechi de zăpadă cu zăpadă sub formă de gheață, care cu siguranță favorizează producerea de avalanșe, ținând cont că în perioada următoare avem anunțate căderi de zăpadă care cu siguranță anumite pe alocuri vor fi mari cantitativ sau fiind transportate de vânt, se vor depune în straturi de 30, 40, 50 de centimetri și chiar mai mult. Trebuie spus că acest risc de avalanșe însemnat nu afectează absolut nicio stațiune de schi. Deci nu există risc în perimetrul stațiunilor care sunt solicitate de turiști în acest moment. Sperăm ca temperaturile din următoarele zile să asigure coeziunea celor două straturi de zăpadă, stratul vechi pe care l-am avut până acum și cel nou care va urma să cadă, și acest risc de avalanșe să fie din ce în ce mai mic.